Primarul orașului nu este pe deplin mulțumit de felul în care decurg lucrurile, dar speră că se va găsi o soluție la contestațiile depuse pentru a se putea cheltui banii până la sfârșitul anului. Suma disponibilă este de aproximativ 200 de miliarde de lei vechi, deci și interesul firmelor participante la licitație este mare. 7 la număr, firmele participante nu sunt numai din Moldova, ci și din țară, iar una din condițiile participării a fost ca fiecare firmă să aibă o cifră de afaceri de peste 1000 de miliarde de lei vechi. Cea mai mare și cea mai prioritară e vorba de spitalul municipal. Aici, din păcate, avem probleme, suntem în faza contestațiilor, nu putem să facem excepții față de celelalte, eu știu, unități administrative. Banii sunt, e vorba de o sumă destul de mare, 200 de miliarde de lei vechi. Și, din păcate, repet, suntem în fața contestațiilor. Eu zic că într-o perioadă de maxim o lună de zile să putem clarifica într-un fel sau altul și să fie reluate lucrările ca să putem cheltui acești bani până la sfârșitul anului. Dacă până la finele lunii nu se va ajunge la un consens, contestațiile vor lua drumul instanțelor pentru soluționare. Trebuie precizat că dacă banii nu se vor cheltui până la sfârșitul anului, vor fi retrași.